Ceva aici. Opa. Laser cutter. Cred că e foarte important asta. Opa. Te rog să fie plumb. Bun, bun. Uite, pula mea. Unde e? Ba nu-i doar creep wine. Opa. Mobile vehicle bay fragment. Nu știu ce-o fi și asta, însă sigurat e la fel de importantă ca toate celelalte. Ia fără ideation suit-ul ca să ne putem scăpa de asta. Bun. Aaa, ăsta-i life pod-ul prăbușit care au zis la radio. La radio Reșița, ba chiar. Ăsta-i life pod-ul, ia să-l luăm. Să luăm din el ce avem de luat. Compas! Ah, ok. Și asta ce-o fi? Life pod 3. Atât? Asta înseamnă că ne putem crafta compasul, gen busola. Și asta ce-i? Siglat fragment! Ial! Ne mai trebă. Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria Subnautica, da! După cum ați văzut unii dintre voi toată trecută, reușisem să-mi craftez radiation suit-ul, la fel să dau și de niște fragmente la care s-ar putea să-mi fie foarte utile pe parcursul acestei serii. Iar de data aceasta o să trebuiască să găsim fragmentele de la Seaglide. Din fericire am găsit un fragment, ceea ce s-ar putea să ne facă, na, să-mi facă mie munca mai ușoară. Sau ba chiar să-mi craftez busola. Ori una, ori alta. Însă e clar că pentru busola ne trebuie wiring kit. Acum că am un silver, ori s-ar putea să-mi trebuiască doar un singur silver. Că na, la wiring kit îmi trebuie două bucăți de silver. Așa că haide să ne îndreptăm iară spre algele alea înalte. Și să căutăm sandstone-uri. Oricum, trebuie să ne ducem la nava aia. Că acolo putem găsi mai multe fragmente. Ia să vedem. Bun. Aici ar trebui să fie sandstone. Pe aici a mai fost. Opa! Ăla nu e un fragment. Ba da, scanner room fragment. Ce mai fi și asta? Oh, pentru la bază. Metal salvage. Ăsta e așa, gen să faci titanium. N-aș vrea să-mi umplu inventarul cu așa ceva. Deloc. Ce-s chestiile alea? What the fuck? Nu aș vrea să mă apropii de aia. Iar trebuie să not la suprafață. Și că la 100 de metri adâncime te anunță asta că îți cade mai repede oxigenul. Și că de înțeles, adică e normal. E foarte normal. Prin zona asta trebuie să fie sandstone. Cel mai bine ar fi să căutăm așa la graniță între cele două biomuri, că na, în biomul de alge sunt plin de știuci. Știuci peste tot. Și de aia.
Aici am găsit Silver Ore prima oară. Warning, da, știu, jocule. Mi-a mai zis asta. Văd că nu e aici. What? Ce e acolo jos? Nu vreau să mă duc acolo jos. N-ai cum, că te sufoci. Îți scade oxigenul. What the fuck? Ce-i chestia asta? Pare inocent. Zici că e balenă. E ca o balenă aia. Na, cam pe aici am găsit eu Sandstone în ultima oră. Dar văd că nu se respawnează la loc. Ceea ce-i nașpa. Opa! Bun! Gata! Ne putem face wiring kit. Și după aia busola, cred că. Chiar îmi trebuie o busolă în acest joc. Deci, fără busolă, chiar că e crazy as fuck. Fără busolă te pierzi instant. Ia uitați unde e life pod-ul. Contează că e marcat life pod-ul pe hartă. Cum era să nu fie marcat life pod-ul? Ai de pula mea. Oare merge să setezi, să nu îl vezi pe hartă? Cum ar fi? Ai de capul meu. Nu vreau să-mi imaginez. Las că te prind eu pe tine. Na, te-am prins. Ia să te prinzi pe tine. Că am nevoie de apă. Vă dați seama, dacă nu ar fi fost peștii ăștia roz pe planeta asta, aș fi murit dracului de sete. Iar tu! Tu te-ai în pula mea. Da. Am primit un mesaj nou. Însă aș vrea să-mi craftez pe aici. Oare nu scade power-ul ăsta? Merge la infinit sau e gen solar? Cred că e solar. Își ia life pod-ul energia de la soare. Bun. Acum că avem wiring kit-ul, ne putem face... Ce am zis că ne facem? Nu știu dacă aș face asta. Unde-i compasul? Computer chip? Îmi trebuie computer chip pentru compas? Ia să mă uit mai atent. Eu mă uit după compas. Nu? Unde pizda măsii compasul? Sau busola. M-am prostit de tot. Unde morții măsii busola? Uită-te mai bine. Na, uite-l. Vai de pula mea. Ba da, uite că arată. Na, acum uit spre est. Bun, hai să vedem. Ce-i la... Ce-i pe radio, Reșița? Da, ci că au trimis un SOS. Pe dracu să vă pieptene cu SOS-ul vostru. Da. Da.
Normal. Normal că trebuie să fiu pe poziție. Desigur, adică... De-abia acum mă contactați. Zici că e poliția română, să-mi trag piciorul. Mănâncă-l până nu se strică. Na, și cu căcaturile astea ce fac? Decomposing, de acum gen se fleșcăiesc. Peștii. Să-mi bag pula în el de joc. Aruncă-i atunci. La fel și ăștia. Era să arunc goldul. Cuarțul păstrăm, ăsta trebuie craftat, dar na, l-arunc, nu-mi trebuie în momentul de față. Acum că am busola pusă, aș vrea să merg spre navă, dar cum să mergi spre navă fără Seaglide? Poate găsim Seaglide în drum spre navă. Ar fi și asta o idee. Ce spuneți? Ce spuneți? Opa. Poate găsesc aici fragmentul de la Seaglide. Ia uite-te mai bine. Bă, deci dacă găsesc aici fragmentul, chiar că voi fi norocosul pulii supreme. Opa! Coffee vending machine? Ne putem face cafea în jocul ăsta? Să mor tu că poți face cafea. Ca la The Evil Within 2. Dacă mai țineți minte jocul ăla. Printre primele mele serii de let's play. Iară, mă! Aș vrea să-l scanez, dar explodează și nu-l scanez la timp. Asta ce-i? Nu merge scanat. Vreau să mă uit după Seaglide fragment. Opa! Ce-a fost? Unde? A, beacon-ul! Bun! Acum îl pot crafta. Dar ce-o fi asta, beacon? Oh, grav trap. Pentru pești oare? Dar de ce mi-ar trebui mie capcană? Pentru puturoșii ăștia care explodează. Limestone? Na, scanează și limestone-ul dacă tot. Wow, mi-a dat titanium. Doar atât? Nu cred. Uite că e și în zona asta. Dar pe asta am scanat-o. Trebuie să fie pe undeva Seaglide, n-are cum. Ce dracu, uite. Ce față să-mi bag pula. Ce textură. Aaaa, da! Este! Fuck yeah! În sfârșit! Na, și acum ce? Eu zic să ne întoarcem. Să-mi fac Seaglide-ul. Cine pizda măsii s-ar duce până la nava aia fără Seaglide? Mă prinde noaptea când ajung acolo. Însă aș vrea totuși să mai explorez pe aici. Iată, iară. Putem găsi mai multe fragmente. Poate iară de la laser cutter. Acum pot crafta și asta. Ar fi fain să găsesc fragmente de la Seaglide, auzi, de la laser cutter. Desk! Dar cred că e pentru bază. Nu mi-aș face acum bază. Nu-mi fac eu acum bază. Cine știe când îmi fac eu bază? N-am chef de bază. Opa!
Oh, tot de la Seaglide. Îmi dă titanium, că l-am găsit. Alt fragment de la Seaglide. Băi, fain totuși că, na, dacă nu găsești fragmentul respectiv, poți găsi altul în altă zonă. S-au gândit bine developerii la faza asta. Pe bune, te poți pierde ușor în jocul ăsta dacă n-ai busolă. Acum că am, n-ar trebui să mă mai pierd. Eu m-aș uita după laser cutter acum. Însă... ah, văd că-s deja lângă navă. Nu-s chiar așa de departe. Însă îmi voi face eu Seaglide-ul. Da. Pare că-i departe, dar nu-i departe. Putem ajunge repede. Mai ales dacă nu uităm la suprafață. Bun! Ne putem face Seaglide-ul acum. Și acum să vedeți că îmi trebuie iar așa vreo 4 bucăți de silver, 5 bucăți de plumb, 30 de bucăți de gold. Cum ar fi să ceară așa de multe resurse la Seaglide? Ar fi culmea nesimțirii. Atunci chiar că îmi voi băga pula în jocul ăsta. Dar nu cred. Cred că la Seaglide iar așa vreo 2-3 unelte. Ca la toate celelalte. Am mai 150 de metri. E bine că îl avem pe hartă. Acum nu știu dacă îl putem scoate de pe hartă, dar aș zice să mă ogoi. Decât să fac o porcărie și să nu mai știu să îl repar. Bun. Hai să aruncăm o privire. Radioul nu merge. N-are semnal radio reșița, vă dați seama. Deci la Seaglide întrebă lubricant, baterie și copper wire. Lubricant cred că facem din creep wine seeds, gen în pădurea aia de alge. Battery easy game, doar din copper ore și acid mushroom. Iar copper wire iar așa din... Iar bacon la fel, un singur copper ore, mobile vehicle bay, încă nu l-am găsit. Bine, am găsit un fragment, dar totuși. Hai să mai facem un din ăsta. Și să ne axăm pe Seaglide ca să putem merge la nava aia. Mai ca lumea, să ne putem învârti în jurul navei. Ok. Aici nu cred că mai trebuie să-mi craftez ceva. În afară de floating air pump, chiar e useless. Mai ales că am acum fins. Iar la rebreather nu pot folosi rebreather că îmi trebuie radiation suit-ul. Poate rebreather-ul e pentru la adâncimi mai mari, cine știe. Bun, hai să punem ceva și în chestul ăsta. Hai să lăsăm ăla, ăsta, gold-ul, silicon rubber, first aid kit și, na, să-l păstrez. Lead-ul aș putea pune și cam atât. Să nu uităm case pe baterie. Ca să ne mai putem face și altele. E fain că survival knife-ul nu are durabilitate ca la wooden sword sau iron sword la Minecraft. Bun. Na. Cam atât și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați atât like, cât și subscribe, dar și pe clopot pentru a face ding-dong când voi posta clipuri noi. Iar numai bine să mai verificăm radioul. Hai să verificăm radioul. Să vedem ce spun ăștia. Aurora,
this is Sun again. Sun Beam again. We just picked up a massive debris field at your location. Zici că e Morgan Freeman. I didn't know how bad. I didn't know. Da, normal că s-a dus mulți cu pulă. We're gonna bring you home. Sun Beam. Okay. What else can I say? Ce mai de spus? And I blew it. Mamă, cum a zis asta. Atât? Na bun. Am să mă opresc aici. Numai bine până atunci. Eu am fost Edifo Stack Game Rich D. Ne vedem data viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor, ciao, ciao.